Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 24 martie 2022 și am ajuns la Matca Roșie. Eu îi țin o evidență video în fiecare an, mă uit cam care a fost evoluția și de vreo 3 ani de zile. Bine, nu mai este matca care a fost acum 3 ani de zile, este altă matcă, dar din aceeași generație și să vedem împreună care e situația acestei regine și să-i dăm mâncare, să vedem ce trebuie să organizăm la ea. Aceasta a primit tot câte două turte, văzând evoluția. Înainte de a deschide această ladă, am dat peste un cățel, adică o familie de albine foarte agresivă. Cred că e cea mai agresivă colonie care o am, dar o să-i schimbăm regina. O să-i schimb regina și cam asta o să fie. Iată această colonie. E liniștit, am deschis, nu n-a sărit la mine. Vecina, acum am deschis, au fost 100 de albine pe mine. Bun. Dar sunt cazuri din acestea, se mai întâmplă să ai câte o regină mai agresivă. Turtele care au fost administrate au fost consumate în totalitate și acum va primi aproximativ două turte tot aici, dar asta după ce o să-i verific ramele, să văd puietul. Acum o colonie nu trebuie să fie nici foarte amorțită, adică nu-mi plac nici acelea care n-au un pic de vlagă în ele, să sară un pic, să se apere. Nu e indicat pentru că sunt foarte ușor furate. Sunt foarte sensibile la furtișag. O colonie trebuie să știe să se și apere. Deci albina trebuie să și înțepe, nu merge să nu înțepe deloc. Trebuie să aibă cât un pic din tot, și un pic de harnic și un pic de puturos și tot așa. Trebuie să fie un echilibru aproximativ. Și să mergem să vedem ce e în cuib. Să le îndepărtăm un pic. Merge jos, că o să vină și mâncare imediat. Acum colonelii foarte, foarte agresive sunt cele care nu reacționează la fum, adică dai cu fum și degeaba. Acelea sunt vârful coloniilor agresive. Îndepărtăm cartoanele. Vedem dacă mai trebuie să strângem. Aceste regine roșii de obicei ele ies în evidență prin cantitatea de puiet. Această ramă, chiar dacă are puțină albină, a trebuit să o las în vederea depozitării polenului.
Acum ar avea rost să o scot și peste o săptămână trebuie să o dau înapoi. O să o las și acolo o să vină să-și depoziteze polen. Dacă s-ar fi anunțat încă două săptămâni frig de acum încolo, atunci da, aș fi recurs la scoaterea acelei rame. Deci trebuie să te adaptezi în funcție de vreme. Acum depinde și de lucru fiecărui apicultor cum preferă să lucreze. Rame la această colonie. Și aici apare prima ramă cu puiet. Deci deja pe a doua ramă avem puiet. Și e o suprafață destul de mare acum. Da, aici avem deja puiet larvar. Ouă va crește foarte, foarte repede, fiindcă Aceasta este caracteristica acestei regine. Este o ramă mai mare. Am avut eu un set de rame care mi-au făcut probleme. Ar trebui să tai din ea, dar atunci, pe moment când nu era propolizat, nu mi se părea așa, să zic, așa problematic. Acum, când scoți prima dată primăvara, e o problemă. O să încerc să scap de ele anul ăsta. Da, deci la puiet bate tot, adică la puiet bate tot această matcă, nu e, adică nu e de discutat. Mult puiet căpăcit. Această zonă aici o să dau un pic albina. Iată, este căpăcit puiet foarte mult. Foarte mult în comparație cu alte regine, iernate în același fel, hrănite în același fel. Și după ani de zile de cercetare, să-i zic așa, acestei regine, de a-i vedea comportamentul, anul acesta voi merge îndeoseb pe aceste regine. Nu își are rostul să-mi bat capul cu celelalte, gen carpatină foarte roitoare. Aceasta nu are un instinct foarte mare de roire, populație foarte mare, poți face ușor roi și culege bine, am scos și miere de la ea, deci nu e o problemă. Consumul în timpul iernii este paralel cu puietul normal, adică dacă ai puiet mult, e normal să aibă și consum. Dar acum atâta să fie problemă. Prefer să avem niște albine în stup decât miere. Eu merg mai mult pe albina. Iată ce frumos. Deci foarte, n-avem ce să spunem, puiet foarte mult. Mătcuța este aici. Chiar ouă. Am prins-o chiar când ouă pe mătcuță. O matcă acolo, chiar pe mijlocul ramei, roșcată așa. Eu zic matcă roșie, nu este lingustică, nu nimic. Super fain. Deci nici nu deschid cuibul mai departe, deja 3 rame de puiet și dacă e pe a 4-a și pe a 5-a ramă, nici nu
mai contează aceasta, peste două săptămâni va fi, să zicem că va fi cu o ramă mai mult. Bun, acum, văzând că totul e în regulă și Matca Roșie a supraviețuit, fiindcă voi trage foarte multe regine din ea anul acesta, toată stupina vreau să o trec pe regine roșii, probabil voi mai opri vreo 2-3 care mi se par mie mai bune, așa cum ați văzut în filmele anterioare, acea matcă de salvare cu foarte multă albină sau stup din ăștia care chiar sunt un pic mai deosebiți. Această colonie nu este o întâmplare, să zici că numai anul acesta s-a întărit și gata, facem din ea matcă, nu, este urmărită de ani de zile. O să-i aduc o diafragmă și o ramă cu miere, o să caut, o să-i dau după diafragmă două rame cu miere și înglobate între două diafragme. Aici avem una din treia, una cu miere, o să o întorc. Deci, trei iernări foarte bune a măcii roșii. Dezvoltare primăvara, indiferent că vine Dita Maigeru sau nu, iată, puietul și l-a menținut. Matca ouă are și larve. O ramă cu miere. Și două secunde să mai aduc o diafragmă, o să-i pun o diafragmă aici după, nu durează mult. Și diafragma pune și iată că o să-i dăm două turte. Nu-i dăm două turte la întâmplare, îi dăm în funcție de puietul care l-am văzut. Puietul care este la exploziune. Deci cam asta este. Consider că 3 ani ajunge pentru a determina calitatea unei regine. Cum am spus, nu este aceeași regină. Aceasta are 2 ani. Acum o să intre în al treilea. A mai avut surori. Sper că a ajuns din ele și la surorul din această regină a ajuns și la Marian. Deci totul arată foarte bine. Haideți să desfac și turta următoare pentru a nu da fum de două ori. Deci sunt foarte mulți ce mai încoancă. Acum putem merge pe ele. O să iasă din ele și mai bune și mai rele, o să este normal să nu fie chiar toate 100% cu aceleași linii din cauza trântorilor, dar dacă își păstrează măcar 50%, 60% zic eu, din caracteristici ar fi perfect. Obținând mai multe surori de ale ei cu aceleași puteri, cu aceleași caracteristici, eu zic că o să fie bine. Bun, haideți să punem turtele. O îndepărtăm pe albinuța. Pare rău. Da, o să fie bine. Pare rău că a trebuit să le afum așa tare. Așa. Și încă una aici. Așa.
pune în folie și totul decurge cum trebuie. Bun, cam atât. Masca roșie este în fruntea stupinei la ora asta, ca dezvoltare mă refer. Până data viitoare, numai bine!